Peste iarnă mi-au rămas în pământ câteva căpățâni de țărină. Unele dintre ele au putrezit, sunt afectate de ger. Dar unele au supraviețuit. De exemplu aceasta, care este sănătoasă și care a format părți aeriene viabile. Adică noi, lăstari, vom folosi această căpățână de țărină, o vom separa în noi plante pe care le vom replanta în grădina noastră. Este o resursă gratuită, un mod gratuit de a avea în primăvară noi răsaduri de țelină. Haideți să facem împreună această operațiune. Pe aceasta o vom desface cu grijă și vom obține din ea noi răsaduri de țelină. Cu un cuțit secționez baza la rădăcină. Pentru a crea o breșă. Și din exterior obținem noi răsaduri, noi clone din planta mamă. Am curățat frunzele uscate și așa arată un răsad bun depus în pământ. O mai desfacem în continuare. Și avem altul. Le reținem pentru plantare pe cele care au și rădăcini. Pentru că în felul acesta suntem siguri că aceste părți vegetative vor porni în vegetație. Vedem că în interior miezul s-a păstrat, dar pe exterior s-au format acești lăstari, acești pui, foarte buni de pus în pământ. Curățăm tot ce este uscat și avem din nou o nouă plantă. Asta nu are. Mai avem una aici pe care o putem extrage, care are rădăcine deja formate pe exterior. Și gata. Și ia uitați câte plante am obținut dintr-o căpățână de țelină. Haideți să le punem pe marginea răzolului cu ceapă. Executăm la bază o groapă cu o adâncime de 7-80 cm, în care plantăm unul din răsadurile pe care noi împreună le-am format. Am pus în pământ, tragem pământul frumos pe lângă ea. Am stricat un pic răzorul de ceapă, dar nu e nicio problemă. Și gata. Trecem mai departe și mai punem încă una. Împreună.
facem groapa. Luăm planta, o punem, tasăm pământul în jurul ei. Și gata. În felul acesta voi proceda până voi pune toate aceste părți din țelina pe care am secționat-o împreună. Gata, în felul acesta am plantat pe marginea răzolului de ceapă noile noastre răsaduri de țelină obținută din divizarea unei plante mame pe care împreună ați văzut cum am despărțit-o în alte plante.